Am revenit să continuăm discuția, părinte. Vorbeam despre toate aceste profeții, iată, interesante, într-adevăr, exact cum spunea domnul Capsali, pot fi doar niște avertismente și nu neapărat nu înseamnă că se vor întâmpla, dar nici nu putem exclude faptul că la un moment dat, dacă fără de legile nu se vor înmulți, așa după cum spuneau Sfinții Părinți, nu se poate întâmpla și o astfel de corectură mai dură. Într-adevăr, se vorbește și chiar părintele Cleopa vorbește și despre faptul că se vor răsplăti faptele bune ale dreptilor pe măsura credinței, spuneam, și a răbdărilor. Dar dacă nu ne vom osteni în rugăciune, Dumnezeu va face până la urmă ca totul să fie posibil. Deci, iată, nu este chiar de ignorat faptul că se vorbește și despre o potențială penitență prin care putem trece. Nu se spune foarte precis cum va veni, este destul de variat. Vorbește despre războaie și despre boli și despre dezastre naturale, se vorbește despre o diversitate, dar iarăși, nu trebuie neapărat să o gândim ca și când s-ar întâmpla, ci ca un avertisment. Ni se enumeră oarecum și pricinile și cauzele pentru care ar putea urma? Noi le identificăm, au mai fost perioade de-a lungul istoriei în care oamenii au fost într-o disgrație divină, adică au făcut lucruri mai puțin plăcute lui Dumnezeu și au urmat, molii mi-au urmat o felul de, adică chiar au plătit lucrurile astea la un moment dat, deși și ei au fost avertizați. Acum nu mai sunt poate atât de fățișe păcatele noastre, adică nu mai este chiar o situație de desfrâu cum era atunci, sau nu este, lucrurile sunt mai voalate. Dar acum, exact cum spuneai, Cristi, mai devreme, sunt alte pericole mai puțin vizibile, adică nu vede nimeni că stai toată ziua pe calculator, de exemplu, și faci lucruri superficiale, să spunem. Nu este ceva atât de vizibil ca un desfrâu de acum 200 de ani, de exemplu. Dar totuși, este tot o ruptură de suflet. Nu, e un desfrâu de acum, nu de acum 200 de ani, că acum desfrui pe calculator. O să mai avem puțin și facem sex cu roboți, nu glumesc. Lumea nu mai are conștiința păcatului. Dar nu mai are conștiința păcatului, da. Asta este problema lumii de astăzi. Nu mai conștientizează răul pe care și-l face. Pentru că Dumnezeu spune, avertiza prin profeții Vechiului Testament, de veți vrea și mă veți asculta, bunătățile pământului le veți mânca, de nu veți vrea și nu mă veți asculta, focul și sabia. Gura Domnului a grăit acestea, spune profetul în Vechiul Testament, da? Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie să înțelegem că un alt avertisment al lui Dumnezeu, tot din Vechiul Testament, spunea că pe irea ta e prin tine, Izraele. Nu trebuie să cauți Apocalipsa în cărți, ci trebuie să o cauți în sufletul tău, acolo unde, în raport cu Dumnezeu, l-ai trădat pe Creator și nu mai faci ceea ce trebuie. De aici trebuie să plecăm cu adevărat. Restul ne uităm, da, oamenii aceștia care au ajuns la o vedere duhovnicească, la o vedere spirituală foarte profundă, au ajuns la acea, să folosim o sintagmă de la Sfinții Părinți, subțierea minții. Și ceea ce este în raport cu Dumnezeu este perceput altfel decât cel care trăiește în patimile acestea grosolane și în care se pare că și desfrânarea este un lucru normal. Și dacă stai și te uiți la pornografie de dimineață până seara, este un lucru normal, apropo de ce a spus. Că, da, de internet. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, păcatul este perceput altfel astăzi. Ca ceva firesc. Ca ceva firesc, ca ceva normal. Ori aici noi trebuie să lucrăm foarte mult. Restul, da, ne uităm în Apocalipsă, sunt trecute cam vreo 14 semne. Teologii au identificat vreo 14 semne ale venirii sfârșitului lumii, înainte de venirea sfârșitului lumii. Și sigur, dacă te uiți, unul dintre ele sunt războaiele, veștile despre războaie, așa ne spune și Mântuitorul și avertiza că vor fi războaie și vești despre războaie și așa mai departe. Dar nu atunci va fi sfârșitul. Acesta este începutul durerilor abia. Ei, când mi-aduc aminte că prin satul meu natal tâlcuiau bătrânii, și ajungeau la lucrul acesta, noi copiii nu înțelegeam că te vor găsi și în gaură de șarpe. Și n-ai unde să te ascunzi. Păi astăzi unde te mai poți ascunde de un război nuclear? De un război nuclear sau de tot ceea ce înseamnă corectitudinea. Așa se spune că te vor găsi și, da, în gaură de șarpe. Și în gaură de șarpe. Mi-aduc aminte, da, foarte bine. Asta lucrul nu sună acesta. Bine. Nu sună bine. Păi uitați-vă, dacă nu ești corect în tot ceea ce înseamnă poziția ta față de un anumit lucru, păi cum mai poți să trăiești? Dispar de pe hartă. Dispar de pe hartă. Nu mai... Până acolo se merge. Ori acesta este
este abia începutul durerilor, dacă stăm să ne gândim la ceea ce ne avertiza Dumnezeu prin gura Sfântului Evanghelist Ioan în Apocalipsă. Restul, cum le va rândui Dumnezeu, nu mai este deja atât de mult treaba noastră. Este important să ne uităm la ele. Să nu uităm cum s-au salvat creștinii din Ierusalim, atunci când a venit pustiirea Ierusalimului și dărâmarea lui, la propriu. Anii 68-70. Sunt mărturiile lui Iosif Flavius, istoric iudeu de partea romanilor de data aceasta, și care mărturisește acolo, ca martor ocular, ce s-a întâmplat la sediul Ierusalimului. În anul 70. 70, da. Titus Aurelius distruge Titus distruge Ierusalimul, deși dăduse ordin să nu fie distrus. Mântuitorul avertizase că va veni vremea când din toate aceste clădiri nu va mai sta piatră pe piatră. Și atunci spune ca pentru sine: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi în tine cum își adună cloșca puii, dar nu m-ați ascultat. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. Este hotărârea lui Dumnezeu legat de lucrul acesta. Și către creștini ce le spune, către ucenici le spune Mântuitorul: când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, cel care este la țarină să nu mai intre în cetate, cel care este pe casă să coboare și să fugă, într-un cuvânt. Creștinii, când au văzut Ierusalimul înconjurat de oști, iată un lucru pe care Dumnezeu l-a prevestit dinainte, au fugit și așa și-au salvat viața din măcel. Acuzați fiind că s-au dat de partea romanilor și de fapt au trădat. Nu era adevărat. Ei și-au dus aminte de ceea ce avertizase Dumnezeu, de ceea ce însemna la vremea respectivă Apocalipsa, să spunem noi, acelei cetăți. Decizia lui Dumnezeu de a o șterge de pe fața pământului pentru păcatele lor. De-aia e pieirea ta prin tine, Israel. Atunci, în anul 70, a pierit templul sfânt al sfintelor, templul iudeu a pierit de pe muntele Moria. Pe locul lui a fost așezat, în locul templului, cel mai sfânt loc al Israelului, a fost așezată statuia Ecvestra a Cezarului, care a durat mult timp. Da. Actualmente se află domul moscheii, exact pe locul respectiv. Deci a avut loc un dezastru. Dar, părinte, ne vorbeați în pauză și despre situații în care s-a vorbit despre sfârșitul lumii sau despre situații de genul acesta. Oamenii au lăsat totul, au dat totul. Bine, această etașare n-a fost rea și totuși nu s-a întâmplat acest lucru. Oameni deși care au crezut în ceva iminent. Asta este viziunea sectară introdusă în ortodoxie. Eu v-am spus, pentru noi ortodoxi, ceea ce trebuie să ne preocupe este sfârșitul nostru, al fiecăruia dintre noi în parte. Și atunci lucrurile se schimbă într-o altă perspectivă, da, viața noastră, și știm ce avem de făcut, știm de unde venim, da, unde trebuie să ajungem și așa. Părintele Iulian, părintele Arsenie Boca vorbește despre sfârșitul comunismului cu oarecum lux de amănunte și despre, se spune, acum nu știm cu siguranță, dar se spune că a prevăzut și moartea Ceaușeștilor și așa mai departe, dar totuși vorbește și despre începutul unei ere care are și ea ororile ei, care are și ea pericolele ei și chiar dă destul de mare importanță acestei epoci care va fi postcomunism și care va veni și ea cu un alt soi de tentație, comunismul prin restricții, prin sărăcie, prin foamete și așa mai departe, această epocă prin alte situații care părintele Arsenie Boca le numește ca fiind tot neloiale față de credință. Până la sunt, cum spunea și părintele, nu e așa? E tentația pumnului, a războiului, da, tentația banului și a desfrâului. Astea trei sunt cele mai... și bineînțeles uitarea de Dumnezeu, adică trăim bine mersi, avem tot ce ne trebuie. Apoi ne m-a uimit, am un prieten, că, de fapt a venit cineva la mine cu o problemă și mi-a spus, zice, eu fac piscine pentru bogătașii din jurul Bucureștiului. Și zic, foarte bine, și zice, eu așa am ajuns la biserică. Eu eram departe de biserică și am cunoscut foarte mulți oameni bogați care, bineînțeles, trageau și câte o piscină, cum se spune, nu? E așa, e de bon ton. E, zice, eu n-am văzut între ei un om fericit. Și mi-am pus problema dacă... Dintre toți bogații ăștia n-am văzut unul fericit.
Așa mi-a spus el. Toți aveau probleme, toți plângeau... De altă natură, nu financiară, da. De altă natură, familii destrămate. Sufletești, așa. Da, de obicei probleme sufletești, psihicul dărâmat, păi stăteau, vine pe, la pachet cu stăteau pe pastile. Și chiar asta mi-a spus, zice, eu așa am ajuns la biserică. Mi-am pus problema, domnule. De ce să ne fericiți? Să ne fericiți și uite, așa Dumnezeu bine, m-a... Bine, sunt și oameni bogați care merg la biserică. M-a călăuzit către... Da. Nu înseamnă că bogăția în sine este rea. Doamne ferește. Dacă nu creează atașamente, nu. Dacă nu creează atașamente și sunt foarte mulți oameni cu bani care fac foarte mult milostenie în jurul lor. Dar e interesant că într-adevăr lucrurile astea sunt mult mai perfide decât înainte aveam mai dușman, subtile, da, nu le vezi. Aveam un dușman foarte clar înainte. Da, da, da. Adică era comunismul, era partidul care exact. Era ateismul. Era clar că era ceva rău. Clar identificat. Acum lucrurile sunt mult mai subtile. Acum crezi că faci bine, dar nu faci. Sunt, da, lucruri extrem de fine care lucrează, adică care sunt, care lucrează în slujba răului. Sapă la edificiu sufletesc al oamenilor. Și nu numai, da. Adică sapă la familie, la lucruri cel mai sfânt, pe care nici măcar comuniștii nu și-au permis. În prima instanță au încercat. Dimpotrivă, ei au fost primii. Exact. Lenin a început să aplice lucrul acesta cu căminele mixte. Să revenim totuși la zona filozofică. Exact. Să revenim la zona filozofică a emisiunii, te rog. Deci ideea este următoarea. Poate câtă lume se gândește că deschide calculatorul și internetul, exact cum spunea domnul Capsali, și face ceva rău. Bine, nu orice ai deschide faci ceva rău, dar în momentul în care vezi lucruri care sunt, mă rog, de altă natură, poți să evit sau să schimb și așa mai departe. Puțină lume se gândește, pentru că fiind ceva care vine din exterior, nu ai conștiința păcatului ca și când a venit din tine, tu l-ai creat. Tu crezi că tu pur și simplu ai accesat ceva ce vine din exterior, tu nu ești vinovat. Ești vinovat pentru că nu înlături lucrul acesta și practic există această magie, există această dorință a oamenilor să tot acceseze lucruri care ei știu foarte bine că au și ceva drăcesc în ele. Sau, de exemplu, câtă lume poate are conștiința unui rău prin faptul că din lăcomia asta financiară muncesc foarte mult sacrificând iubirea, familia, liniștea sufletească și așa mai departe. Ajung foarte târziu acasă pentru că muncesc mult pentru bani, nu mai au liniște sufletească și așa mai departe. Deci, exact cum spuneați mai devreme, nu mai este conștiința răului atât de vizibilă, așa cum era în comunism, în care era identificat. Exact, știai ce e rău, știai că te constrânge, că... Da. De ce, într-un fel, părinte, cred că e mai periculos acum, pentru că... Este mult mai periculos atunci când nu știi să... Nu știi cu cine să lupți până la urmă. Care se este dușmanul. Aici se întâmplă ceea ce avertiza tot Dumnezeu în Vechiul Testament și s-a citit în biserică săptămâna trecută la Paremii lucrul acesta, pentru cine n-a fost prezent, spun eu acum, vai celui care zice răului bine și binelui rău, amarului dulce și dulcelui amar, luminii întuneric și întunericului lumină. Schimbarea valorilor într-o societate. Acesta este lucru cel mai mare. Răul devine bine și binele devine rău. Și în ghiveciul acesta... Da, inversarea valorilor. Da. Da. Este o inversare a valorilor și din această inversare nu mai poți să vezi cu adevărat clar care ți este drumul, care ți este dușmanul, cu cine ai de luptat și unde trebuie să ajungi. Totul e permis, totul este bine. De aceea spuneam că cel mai mare pericol pentru omul de astăzi este tocmai acest lucru. Să nu mai știi ce ai de făcut pe lumea aceasta. Să nu mai știi că atunci când ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, măcar să-ți ceri iertare. Apropo de lucrurile acestea, că nu mai putem și nu mai ținem legea lui Dumnezeu și așa mai departe. Păi marea problemă a unui duhovnic astăzi este să-l învețe speculații, cum să facă cu speculațiile minții un tânăr când vine la... Cea mai mare problemă este să-l faci, să-l ancorești. De ce nu trebuie să păcătuiască? Păi cum nu e dragoste, părinte, ce fac eu? Nu e dragoste. Este cel mai greu lucru. Și aici intervine schimbarea valorilor. Nu mai știe ce înseamnă destrânare. Citește poruncile și când spune acolo să nu fii destrânat, are propria lui interpretare. Dar nu mai apelează la interpretarea pe care Dumnezeu o dă acolo. Cel ce a privit la femeie poftind-o în inima lui, a și prea curvit. O spune Hristos, nu o spunem noi. Și atunci ce ținem noi din toate lucrurile acestea în această
în acest ghivece, în această inversare a valorilor. Este o mare provocare pentru societatea de astăzi, în comparație, desigur, cu ceea ce se întâmpla în vechime, unde știai care este drumul, știai ce înseamnă porunca lui Dumnezeu, era foarte clară și era mereu anunțată. Parcă astăzi, apropo de Duhul profetic, și nouă preoților ne temem să spunem lucrurilor pe nume. Iar dacă începi să spui lucrurilor pe nume, ți se pune eticheta, un extremist sau mai nu știu eu cum. Da. Ca și cum atunci când Dumnezeu te-a trimis să faci lucrul acesta, te-a pus în tagma extremiștilor. Ca să vedeți cum judecă lumea de astăzi problemele. Deci acestea sunt provocările societății de astăzi, pentru orice creștin în parte, și acestea sunt și provocările bisericii. Pentru că trebuie să înțelegem lucrul acesta, parcă și biserica în ansamblu ei se teme să mai spună care e voia lui Dumnezeu. Ori profeții asta au făcut-o și au plătit-o cu prețul vieții. Nu da. Ți se cade ție să faci lucrul acesta. Nu ți se cade ție să revenim, îmi cer scuze, Iulian, da. O să revenim după publicitate să vedem pricina până la urmă acestor fără de legi care sting Duhul, despre care se vorbește atât de mult. De ce până la urmă oamenii se slăbesc la minte și se spune că totuși vom gusta din răutatea răului? Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam despre toate aceste situații în care poate și noi atragem o potențială apocalipsă, poate nu o apocalipsă, dar anumite pedepse care pot veni. Știți cum se spune, ne e frică de rău, totuși nu putem nici subaprecia forța răului, mai ales când intrăm în colimatorul lui, dar să ne ferească Dumnezeu de mânia lui Dumnezeu. Adică totuși trebuie să fim conștienți că nu este bine ca pe o perioadă prelungită să supărăm sau chiar să facem pe proștii, pe românește, să te faci că nu-ți dai seama că ceea ce faci tu nu este creștinesc sau nu este bun. Sunt și lucruri care poate sunt puțin prea dur văzute, dar anumite situații în care singur ne băgăm chiar nu sunt deloc creștinești. Se mai vorbește în aceste profeții despre faptul că se va distruge tot ceea ce este dumnezeiesc, dar și omenesc. Ce vor să spună Cristi cu acest lucru? Adică nu numai ceea ce ține de legătura ta cu Dumnezeu, de Dumnezeu, de smerenie, dar și ceea ce ține de uman, de factor uman, omenesc. Aici adică intrăm ce deja, nu mai suntem umani? Aici intrăm deja în taina profeției, pentru că poți să aplici foarte multe grile de interpretare. Bineînțeles, poți să mergi la ceva foarte duhovnicesc și să te gândești că se distruge că n-ai cum să-l distrugi de tot, că se întunecă foarte tare chipul lui Dumnezeu din om. Noi suntem până la urmă niște icoane ale lui Dumnezeu și suntem chemați să ne asemănăm cu El cât mai mult, prin harul pe care El ni-l dă. Să avem libertatea, iubirea Lui, libertatea de păcat, nu libertatea așa cum o înțelege lumea actuală. Dar, uite, poți să o interpretezi și într-o cheie foarte modernă. Se discută foarte mult acum de împerecherea între om și mașină. Sunt oameni foarte inteligenți care lucrează în domeniu. Da, Elon Musk, de exemplu, spune că inteligența artificială ne va amenința omenirea la propriu. Bill Gates, de exemplu, dacă nici el nu știe ce e cu inteligența artificială, nu știu cine știe, spune că se miră cum de niciun guvern nu-și pune problema asta. Cum de nu se gândesc că avansul ăsta foarte mare al computerelor, care va ajunge la un moment în care pun savanții, au denumit respectivul moment singularitate, adică un punct din care moment calculatoarele vor fi mai inteligente decât oamenii, vor ajunge să se programeze singure, iar evoluția omenirii va căpăta din momentul acela o viteză atât de mare, pentru că vor cerceta calculatoarele în domeniul matematicii, fizicii, biologiei, medicinii, încât nu mai putem prevedea ce se întâmplă după, iar lumea nu va semăna deloc cu ceea ce a fost până atunci. E, ca să ajungem să intrăm în competiție cu ele, mulți propun și deja au început să facă împerecheri. Știți că există proteze, deocamdată primitive, ai o mână mecanică conectată la sistemul nervos, poți să o miști. Există ochi care poate să te ajute să vezi în anumite grade, dacă ai avut un anumit tip de pierdere a văzului. Dar se gândesc, uitați, tot Elon Musk întemeiază o companie, Neuralink, care își propune să conecteze creierul omului la calculator direct, prin chipuri implantate în creier.
Bineînțeles că n-a făcut asta acum. Nu există nici măcar experimente pe animale în direcția aceasta, dar oamenii caută. Deci vor să ne împerecheze. Dacă o robotizare a omului nu e dezumanizare, nu știu ce ar putea fi altceva. Tot Elon Musk spunea, au făcut un robot care să sară, să facă niște mișcări foarte interesante de unul singur și zice, asta nu este nimic. În 10-20 de ani o să-i vedem pe stradă și vor fi mai rapizi, mai buni, mai deștepți. Sau poate nici nu-ți dai seama care sunt roboți. Nu știu, dar deocamdată, într-o primă fază, o să ne dăm seama. Deci, cred că ceea ce se întâmplă acum nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria omenirii. Cred că schimbările la care asistăm sunt șocante, dar fiind practic scufundați în ele, nu sunt atât de ușor de prins. Uitați-vă la telefonul meu de pe masă. Dacă l-aș fi filmat acum 15 ani, ați fi zis că vin din Star Trek. E un smartphone banal. Dar gândiți-vă cum arătau telefoanele noastre mobile când ne-am angajat noi în mass media. Chestiile mari, pătrățoase, îți crăpai capul dacă ți-l arunca cineva în cap. E un aspect banal, dar ne-a schimbat fundamental viața. Spuneați de internet, de păcat, de ceea ce nu vezi. Nu trebuie să ajungi la un păcat. Îmi spunea domnul Sorin Dumitrescu un lucru foarte, foarte profund, experimentat pe propria lui piele. Zice, domnul Curte, când dracu vede că vrei să faci un lucru foarte bun și să schimbi niște lucruri extraordinare, face tot ce poți ca să faci un lucru rău. Nu reușește, se întâmplă la mulți oameni, sunt puși pe cale, îi ajută Dumnezeu. Ei, și atunci, văzând că nu poate să te întoarcă înapoi, te lasă să mergi înainte, dar în loc de lucrul ăla formidabil, încearcă să te ajute să faci un lucru mai puțin bun. Și după aia unul și mai puțin bun. Nu faci un lucru rău. Nu te uiți, nu accesezi pornografie, nu te uiți la clipuri violente, nu stai toată ziua la filme. Stai pe Facebook. Știți că stau românii pe Facebook? Majoritatea timpului petrecut pe internet e timp petrecut pe Facebook. Țările este europene. Noi, ucrainienii, am văzut statistici, ne ardem ore, ani din viață stând pe internet fără să facem ceva, să citim un lucru important, nici măcar o știre sau presa. Nu, 70% din timp butonăm. Ce rămâne? Nimic. Uitați-vă, de exemplu, la statisticile care arată cât citim realmente, deci nu Facebook, cărți. Avem o piață de carte mai mică decât Ungaria și Bulgaria. Ungaria este un stat jumătate, când noi Bulgaria mai puțin de sau jumătate. Sau dacă nu ai Facebook, ca în cazul meu, pentru că sunt anti-Facebook și meu, nu vreau să-mi fac Facebook și nu o să-mi fac Facebook, vorbesc de Facebook pagina așa. Așa să te ba există, Dumnezeu. Pentru că sunt alții care mi-au făcut două pagini de Facebook care nu sunt ale mele, nu am cum să le scot, nu am cum să renunț la ele. Mă rog, e destul de deranjant să scrie lume în locul tău, poate cine știe ce se scrie, prefer să nici nu mă uit. Dar exact cum spui, este o invazie clone, care... Da. Clone, adică chiar și dacă tu nu vrei, ești părtaș la un lucru care s-a împânzit. Adică, bun, tu, exact cum spui apropo de diavol, da, tu nu vrei Facebook, dar las că-ți fac eu. Și scriu eu ce vreau în numele tău. Și lumea te identifică pe tine, deci tu bine, nu mai poți să ai opoziție. Bine, acum știți, dacă da. Lumea se uită și poate ori mai fi și unii tineri care sunt foarte upgradați la capitolul acesta informatizare și poate și bușește râsul puțin, pentru că părem retrograd și dinozaurieni, așa, în concepții și în... Dar când vor veni vremurile acestea dure, părinte, de genul apocalipsei, nu cred că o să-i mai bușească râsul, cum spuneți noastră, că nu va mai fi de râs când vor veni aceste vremuri care ne vor pune pe fiecare la locul nostru, dumneavoastră, să-ți foarte vehement cu astrologia, dar părere, după părerea mea, astrologia, dacă nu faci ghicit în stele, nu este absolut deloc periculoasă, e o formă de cunoaștere, pe când internetul, în varianta asta în care accesezi tot felul de nebunii sau oamenii devin violenți, se ceartă, se jignesc, niște jigniri cum rar cu mintea poți să le concepi, ce poți să vezi pe Facebook, câtă vulgaritate și câtă toate frustrările părintele oamenilor Cleopa ies la iveală. Părintele Cleopa spune că și astrologia este greșită și că face parte din marea vrăjire a lumii. Părintele Iustin Pârvul mi-a spus că fac ceva rău. Și părintele Iustin Pârvul are aceeași viziune într-o profeție pe care ucenicii părintelui o povestesc. Eu am vorbit personal. Redă acest aspect. A spus așa, părintele Iustin Pârvul, dacă transmiteți mesajul fără echivoc, mă referam la emisiune, sigur că da, și am explicat despre ce este vorba și am întrebat dacă să renunț sau nu, pentru că aveam și eu dubile mele cu paranormalul și așa, și mi-a spus exact așa. M-am fost chiar cu câțiva ani înainte să moară.
Și mi-a spus, dacă transmiteți mesajul fără echivoc, adică să nu se înțeleagă ceva rău, nu știu, să nu am la emisiune invitați care spun să nu mergem la biserică, de exemplu, sau să nu am oameni care să spună, nu știu, faceți ceva rău. Sigur, n-a zis de astrologie, a zis de emisiune. Astrologie. Nu, a zis de emisiune. Să o continui de... emisiunea dacă voi transmite mesajele fără echivoc în zona rău. N-a zis de astrologie. Clar. Dar trebuie să înțelegeți un lucru, că astrologia... Acum părintele are un aliat astăzi seară. Eu nu mai am niciun aliat în emisiunea asta pentru astrologi. Nu mai duce la Hristos astăzi. Pe înțelepții magi de la răsărit, astrologi, într-un cuvânt. De fapt, atunci a murit astrologia odată cu magii. Absolut. I-a dus la Hristos. Foarte frumos a spus părintele. Dacă te duce la Hristos, n-am nimic împotrivă. Dar, din păcate, astrologia nu duce la Hristos. Astăzi. Da, atunci, astăzi da. Așa este. Bună? Bine, sunt și astrologi care în stele? Trimit oamenii la biserică, dar din păcate și lumea vrea foarte mult concret. Lumea vrea să-i ghicești, lumea vrea să-i spui exact ce îi se întâmplă, parcă oamenii te trag în zona aceasta. Și atunci, sigur că da, te poți minti și tu ca astrolog. Da, dacă îți menții tăria și pur și simplu nu îi spui omului nimic despre viitor, doar îi spui, trebuie să fii mai bun, uite ce defecte ai, e bine să mergi la biserică. Exact cum spunea părintele, nu poate fi ceva rău, dar, într-adevăr, așa cum este practicată uneori, nu duce la Hristos și atunci, sigur, nu este nimic bun în asta. Este o știință până la urmă și trebuie să o lăsăm în domeniul acesta al științelor curate. Ce? Când începe astrologia, părinte, deci, să înțelegi, chiar cu un alt preot, părinte, nu cred că vă certați. Cu astronomia. Lăsați că pare și ea o componentă. Lăsați că există o componentă care e și curată, nu trebuie să... Vedem tot ce înseamnă stele, lucrarea dracului. Că atunci ne-am dus de râpă cu toată teologia. Dar eu zic când să oamenii, depășim momentul astrologiei. Când oamenii încep să înțeleagă ceva... Știți că există un comentariu al Sfântului Ioan Gură de Aur și cu asta închei, foarte pe scurt. Legat de un copil posedat, a cărei boală se manifesta, a cărei suferință se manifesta la schimbarea fazelor lunii, că vorbim aici de astrologie. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, așa tâlcuiește, nu luna este rea și nu luna este divină, ci diavolul, zice, căutând să ducă pe om de râpă, urmărește fazele lunii și face din toată treaba aceasta... O folosește împotriva omului. Sigur. Asta e, nu trebuie să vezi răul în lucruri. Ci atunci când omul denaturează lucrul acesta și deturnează de la scopul lui inițial, atunci este periculos. Așa este. Vreau să vorbiți de astronomie, multe dar depășim lucruri, momentul. Depășim, părinte, da. V-am promis că astăzi seara nu avem astfel de conflicte. Dar, pe de altă parte, multe lucruri din ziua de azi nu mai sunt cele autentice și lumea este un pic smintit așa. Nu știu de unde vine nici această curiozitate a multora dintre noi de a ne ști viitorul, poate dintr-o nemulțumire față de prezent, poate suntem nefericiți. Multe lucruri au la bază frustrările oamenilor, supărările, dar până la urmă singuri am ajuns în situațiile astea, pentru că altă dată eram mult mai săraci, mult mai modești, dar acum, pe cuvânt, din ce mi-aduc eu aminte, chiar și pe vremea comunismului, când erau atâta frustrare și atâta, nu știu dacă chiar sărăcie, dar oricum, parcă uneori erau chiar momente în care te mai linișteai, te bucurai de un film, te bucurai de singurul film pe care îl vedeai. Acum ai practic la dispoziție atâtea lucruri și nu știu dacă sunt chiar momente de fericire autentică. Adică să-ți cumperi ce vrei, poți să te uiți la ce filme vrei, poți să te distrezi până la urmă cum vrei aproape. Este o supra parcă saturație din asta care sufletul nici nu mai simte nicio bucurie, adică nu mai e orice țel. Își pierde bucuria de viață, bucuria de a trăi, bucuria de a se identifica cu ceea ce este cu adevărat frumos și bine aici pe pământ. Și atunci începe suferința, începe tot ce înseamnă neliniștea aceasta interioară, fricile de care vorbeam și așa mai departe. Deci nu se poate ajunge la o stare de pace a sufletului și de liniștire a sufletului fără de Hristos, fără de Dumnezeu. Dacă mă întrebați care este cel mai mare dar pe care un creștin poate să-l dobândească, eu o spun mereu lucrul acesta, este pacea sufletului. Da. Dar sintagma aceasta este atât de diferit înțeleasă astăzi, încât e greu să vezi cum o văd oamenii. De ce un om, de exemplu, care are tot ce îi trebuie,
tot ce-i trebuie, posibilitatea să-și facă ce plăcere vrea, un statut financiar, profesional, bun, tinerețe, frumusețe, tot ce vrea. Deci oameni care au absolut tot ce vor și nu unul, mulți. Și au momente când spun niște lucruri atât de dure, nu neapărat disprez la adresa vieții, dar aproape că mărturisesc că viața nu mai are esență, nu mai are bucurie, nu păi mai are bucuria vieții. N-au păi n-au, n-au bucurie sufletească, dar totuși ei din exterior au tot ce vor, deci asta îți explic. De ce? Pentru că, în primul rând, la un moment dat, nu știu dacă ajungi să-ți mai dai seama ceea ce vrei cu adevărat. Ori ai uitat, ai prea multe, ori n-ai avut niciodată. Există între oamenii foarte încercați, am întâlnit câțiva în cariera mea de jurnalist, puține cazuri totuși extreme, am auzit de la preoți de cazuri de oameni care au stat paralizați, nu știu, 20, 30, 40 de ani și aveau în același timp bucurie. Sau orbi. Da, am întâlnit 2-3 cazuri de felul acesta, dar nu m-au impresionat cel mai mult. Cumva într-o situație extremă omul își găsește, dacă e credincios, forța, o putere extremă, îi dă Dumnezeu. M-au impresionat țăranii noștri din satele astea depopulate, cu pensii extrem de mici, din acelea de CAP, pensie minimă de 300 de lei, cu suferințe destul de mari fizice, fără niciun fel de asistență medicală, nu se duc, că e departe, că n-au bani să dea la doctor, au tot felul de spaime, se tratează ei săracii naturist, muncind enorm. N-o să uit un bătrân de 80 de ani de aici, de lângă București, stă în Ilfov, nu prea mai putea să meargă și își plivea grădina în 4 labe. Așa mergea. Ei, oamenii aceștia vorbesc despre Dumnezeu, sunt foarte senini, nu prea am auzit să se plângă, sunt în vârstă, sunt altă generație, sunt generația regelui, au prins altă Românie. Da, și întreb, mamă, când ți-a fost cel mai bine în viață? Acum, mamă. Acum e cel mai bine, mamă. Avem de toate, mamă. Dacă te uiți, casa e goală. Sărăcie, da. Goală. Stă într-o mică bucătărioară, poate are 2 camere, 3 camere, le folosește. Acolo doarme cu soțul. Acum, mamă, avem de toate, dar oamenii nu mai zice, he, să fi știut voi cum era în vremea războiului. Mamă, dar nu te doare, dar nu se... Mulțumim lui Dumnezeu, mamă. Cum mi-a spus o bătrână, de exemplu, din Ținutul Pădurenilor, în vârful muntelui, am mers cu formula